Galaxia va sta din 3 sim world 2. Dragii mei, avem un scenariu made in Germany și avem de plecat la drum. Așa că să-i dăm drum. Așa că avem trebuie să reglez de aici luminile, că suntem în partea opusă. Bun. Ready. Avem limită de 60 de kilometri la oră. Să-i dăm un pic să recuperăm, că avem un pic de întârziere. Cam așa arată și garnitura noastră. Intrăm imediat pe 130, bine, nu chiar imediat, cam peste 3 km. Asta e aceeași rută cu acea rută pe care am folosit-o în momentul când am vrut să urcăm acel deal cu 3 locomotive. E fix aceeași rută.
Μαρφάρ, τάτε Μαρφάρ. Είναι αμένουμε Μαρφάρ. Frumos mai arată șinele astea. Au, mama. Mai zis chestia asta, din păcate jocul ăsta nu prea excelează din punct de vedere al sunetului, ceea ce e păcat. Vegetația nici ea nu e cine știe ce, în schimb umbrele un pic și lumina ambientală, dar mai ales calea ferată arată excepțional. Ne apropiem de prima gară, Lochbahnhof. Ia uite că avem și trafic. Oh, da, bravo, mi place. Aici îmi place cum se aude. Așadar, așteptăm să urce călătorii, după care ne continuăm drumul. Prindem un apus superb. Un apus care nu prea ne place, că ne bate soarele în ochi. Da, nu m-am uitat pe task-uri, nu știu exact ce și cum. Știu doar că e un scenariu de vreo 40 ceva de minute. O să vedem. Care-i treaba? Mai reglăm și noi câte un pic camera, că... Da. Bă, ce e aiurea în jocul ăsta, că nu poți să salvezi, frate, tu? Când vrei, cum vrei, se salvează automat și cam nasul chestia asta. S-ar putea să fie... un mod, dar nu știu sigur, nici nu am
căutat. Chidem ușile, ne pregătim de plecare. Limită de 100 de kilometri la oră. Oricum urcăm la deal. E destul de greu. Mamă, dar ce bate sori în el. Trăm imediat pe limitare de 120 de km la oră. Limitare. Să spunem viteză stabilită. Îmi plac scenariile astea unde avem mult trafic. Normal în jocul ăsta poți să faci o tură, de exemplu, de un job de o zi. Dus întors pe o rută. Adică poți să faci 8 ore doar chestia asta. Te duci într-un capăt și vii înapoi. Nu. No. Pentru doritori, dacă vor să experimenteze, există posibilitatea asta să lucrați cum ar veni o zi întreagă, făcând tur-retur și, bineînțeles, cu trafic, cu tot ce trebuie, doar că aveți oprire în stație. Oricum, super interesant modul ăsta de joc. Mamă, dar ce bate Sorinel, mânca la și eu de aripă. E, nici prea mult, că după aia bate la ochi.
Cam proastă calea ferată pe aici, pe zona. Într-un kilometru intrăm pe limitare de 100 de kilometri la oră. Reducem și noi un pic. Superbe cadrele astea. Opa, ia uite, alt marfar. Nice, ia uite câte vagoane are, boss. Noi suntem un fel de intercity ceva. Asta de ce stă oare în așteptare? Mă bagă la bănuieți. Limita e de 130 km la oră pe sectorul ăsta. Cam la deal aparent.
Ne apropiem de următoarea oprire. Aparent a mers bine. Chiar mai bine decât aș fi crezut că pot. Are leacă din frână trenul ăsta? Are gheboas, așa. Hai că ajungem bine. Ia că am ajuns la Heidenbrocken. Bă, că au aprins luminile ăștia în gări. A, bravo. E 6 de acolo. E normal. Tunela, mă. Arată mai rău ca la noi, ești bun? Și a plecat. Câte vagoane câte am. Nu știu dacă am văzut 3-4 călători. Am uitat să aprind luminile în cabine și acum nu știu, bineînțeles, de unde aprind lumina. Următoarea oprire e Aschaffenburg. De fapt, acolo trebuie să mergem.
Aia e ultima noastră oprire. E frumoasă ruta asta. Păcat că nu sunt foarte multe detalii pe hartă, dar na. Pare așa seacă. Prinsul leac de viteză. Se cunoaște că coborăm la vale. Avem 170 ceva de kilometri la oră. Hai, boss. Nu mi-am dat seama că se duce atât de repede. Da, ori am avut trafic pe scenariul ăsta, ori n-am avut, să mă bată tata dacă vă mint. Păi de aici am plecat noi cu alea 3 locomotive. Verde, verde pe directă. Da, mă, e clar, suntem intercity. Altul care, ia. Păi băiatul. E multe, domnule, e multe. Îmi place așa când e cu trafic, îmi place foarte mult. Mama, dar ce-i dă cu Sorinel? Aftă. Uite-te și tu. Ai cu 140, 160 chiar. Oho, dă-i. Dă-i să zacă. Păi, băiatule, altă garnitură. E bine, bă, ce ai. E bine rău de tot.
Ai redus un pic, mi-e frică să trec peste macaze cu 150 la oră. Reducem la 110 km la oră. Am avut 150 până acum. Roșu, nu te cred. Vai. Păi cum așa, bosule? Mamă, ce am gafat-o să mă bată tata. Păi nu mi-am dat seama, cum, Doamne iartă, m-a venit roșu așa de repede, mă. Cred că am avut vreun semnal de avertizare înainte, dar eu dacă mă uit... Bă, de mult l-am mai gafat-o în TSV cu semnalele. Na. Am deraiat că, nu dai seama, trecând pe roșu, e clar că ne-am întâlnit cu ceva din față sau chiar schimbarea macazului a făcut să sărim de pe șine. Da. Păi, omule, și... Adică acum intram în gară și terminam scenariul. Cam asta era. Incredibil. Incredibil. Da, asta e. Asta e. Ne vedem data viitoare, vezi? Neatenția. Mi-a scăpat semnalul ăla. Dacă vedeam portocaliul ăla, cum îi spun eu, îmi dădeam seama că următorul semnal e roșu. Da, uite că... Poate nici n-a fost. N-am, dar n-am fost atent. Nu, nu. Mi-a distras ceva atenția. În fine, asta este. Sper că v-a făcut plăcere să-l urmăriți. Oricum, un scenariu foarte frumos din punct de vedere al traficului. Mi-a plăcut. Ruta nici ea nu era. Așa că, da, vizionare plăcută în continuare. Ne dorim data viitoare. Nu uitați de like, nu uitați de share și, bineînțeles, să vă abonați. La revedere!